Hei, ce mâncăm azi? Iași Mănâncă se întoarce de data asta din București. Mâncăm în deplasare. Avem ceva bunuț bunuț și un invitat special. Hei, azi mâncăm la doi? Nu știu, eu nu știu foarte multe decât că îmi place să mănânc. Astăzi mâncăm de la Shaormeria Băneasa. Am comandat o shawarma la lipie, mare, și una la farfurie, amândouă sunt de pui. Avem două sosuri, ajungem și la ele imediat, și o lipiuță care pare făcută de ei. Haideți să vorbim despre livrare. A ajuns foarte repede pentru ce vreme e afară. A plouat torențial. Și livratorul a ajuns în aproximativ o oră și câteva minute. Am primit și un bonus de 9 lei. Și au cerut scuze că ei spuseseră inițial că livrarea va ajunge în 40-50 de minute și a ajuns într-o oră și puțin, să zicem, o oră și 10. Această bere fără alcool, din păcate. Mă bucură că l-am văzut-o, dar dezamăgirea a fost pe măsură cu zero alcool. Această bere cred că a venit din partea aplicației de pe care am comandat. În schimb, voucherul e din partea Shaormeriei Băneasa. Și se aplică pe aplicație? Sau se aplică în aplicație, da. Pe Shaormeria Băneasa? Nu, e din aplicație. Pot să comand de unde vreau eu, prin aplicația pe care am ales-o, și primesc un voucher de 9 lei. Perfect! Spot promoționat! Haideți să vedem proba cântarului! Doamne, cum miroase! Nu e foarte greu. Această shaorma la lipie mare trebuie să aibă 700 de grame și are 729 și o pisică. Ce mă știți? Deci se încadrează. Totul în regulă. Shaorma la farfurie trebuie să aibă și ea tot 700 de grame. Vom cântări cu tot cu cutie, dacă ne lasă pisica. Oh! A, are și pâinița. Le punem pe toate. Deci 748 este cu siguranță în regulă dacă scădem și ambalajul și sosurile și pisica. Și pisica. Este gramajul în regulă. Deci îmi plouă în gură, nu mai pot de poftă. Eu am crezut că o să fie fun să filmăm împreună, dar mi-e foame, nu mai pot. Wow. Unde e bonul? Să citim ce conține shaorma. Deci avem shaorma mare cu pui la lipie, cu cartofi, ardei iute, castraveți murați, salată de varză, pătrunjel, roșii, sos de maioneză picantă, sos picant, și bineînțeles pastă de usturoi, pentru că noi ca două doamne ce suntem, băgăm niște usturoi în această shaorma. Plus că nu ne pupă nimeni de seara, da. Se suportă. Este imensă. Vai! Vai! Are foarte multe. Asta chiar se poate numi o shaorma cu de toate. Îi lipsește ceapa. Că nu am adăugat-o, dar era opțiune. Și cu ceapă inclusă. Hai să vedem gustul. Ce începem cu shaorma la farfurie, că e mai simplu de mâncat. Și după cireașa de pe tort? Da. Mamă, ce bun e. Ce? Ăsta e usturoiul și ăla e... Ca e ketchup. Bun. Și mă înveți pe mine după aceea să facem farfurița perfectă? Da! Nu știu, nu am făcut niciodată. Gustăm carnea, amândouă. Ok. Arată bine, pare condimentată. Condimentată, un pic uscată, dar mă rog. Ne-a venit caldă, deci era mai bună. Mie place, nu știu, eu nu văd de problemă. Hai să luăm un cartof. Să-l găsim întâi. Sunt aici de desubt. Ah, ăștia plini de ulei. N-au cea mai bună culoare. Nu, dar să cred că i-au și ascuns. Cum se pare? Dar nu sunt congelați, sunt făcuți de ei. Și au gustul ăla de cartofi făcuți la cantină. Fix, fix. Cartofi de cantină.
Ketchup sau... Ce vrei tu? Mm, avem niște ardeiuți iuți aici. Roșii, pătrunjel, ceapă, aici ascunsă, salată verde, castraveți murați. Mi se pare multă carne totuși, cartofii sunt undeva jos, jos de tot, dar bine că sunt puțini. Și cele două sosuri, maioneză cu usturoi și un ketchup și lipiuța lor. Hai să vedem, să încercăm o furculiță perfectă. Cum se face furculița perfectă? Luăm o bucățică de carne, un cartof, un ardei, un castravet murat, o bucățică de varză, să nu exagerăm cu varză. Prea multe legume. Prea multe legume, o roșie și... o luăm la ceapă. Eu am să scot ceapa, că nu-mi place. O roșie și puțin pătrunjel. N-arată ea cea mai... Și sosul? Sosul. Hai să punem și puțină maioneză. Atât. Asta e. Furculița perfectă. Ia să vedem. Pătrunjelul îi dă super prospețime. Ardeiul iute, la fel, îi dă un gust foarte bun. Acum înțeleg de ce carnea nu e atât de condimentată, pentru că, practic, dacă le combin pe toate, are un gust fain. La cartof mai au puțin de umblat. Sincer? Te rog. Eu n-am găsit șaurma care nu-mi plac. Eu abia aștept să gust de aici. Deci eu n-am ce să-i reproșez. Într-adevăr, cartofii parcă ar fi de la cantină. Da. Cu toți am fost studenți. Adică nu ne-am trezit într-un palat și acum nu mai putem mânca șaurma din asta. Eu am mai mâncat de la Băneasa, șaurmeria Băneasa. Așa. Am mâncat bebeluși din asta, cum îi zic eu, e foarte multă mâncare, cât are 800 de grame sau... 700. Ambele au 700. Ambele au 700. Mult, multă mâncare. Și de fiecare dată ajungea destul de caldă, proaspătă și mi-a plăcut foarte mult. Comandând la Lipia. Da. Nu vedeam cartofii ăștia așa urâți. Dar gustul e bun, adică... Intră în componență și nu-i, nu da, se sizezi. Nu mai vezi, exact. Cred că pe asta se bazează. Că cu siguranță lumea comandă mai mult la Lipie. Auzi un cor? Da, da, îi aud. Credeam că e doar în capul meu. Oh my god. Ce părere ai? Atar să fiu super subiectivă. Nu, deci nu se compară. Într-o șaurma, sosul face diferența. Deci asta pentru că e combinată cu sos și sunt toate puse în același loc. Deci, practic, ai câte o furculiță perfectă la fiecare gură pe care o iei. Atât. Da, da. Deci asta e drăguță pentru sclifosiți. Pentru filmat. Și pentru filmat, dacă arată mai normal. Iar asta... Asta e mama la copii și asta e pofta inimii. Plus, asta niciodată nu o să se compare cu lipia asta. Aceștia fiind spuse, cred că am vorbit cam de toate aspectele. Gustul ar fi putut fi ceva mai... Ce adăugam? Condimente? Aș adăuga niște condimente, da. Niște condimente. Și inclusiv aici, nu mi se pare că are foarte mult usturoi sosul. Asta e singurul lucru care are consistența crunchy. I-aș fi pus ceva mai multă consistență. E cam s-a moale. Prea moi toate... Da, asta e singura... Și ceapa pe care oricum n-am folosit-o, n-am recomandat cu ceapa. Mi se pare că e cam moale, așa, care parcă e un fandiș pancake. Asta e problema la livrarea, da. Că se umezește mâncarea. Așadar, o să fiu scurtă, pentru că mâncarea asta, chiar dacă am comentat-o noi puțin, tot ne face cu ochiul și abia așteptăm să o mâncăm. Prețul total a fost de 48 de lei. Plus 6 lei transportul, deci am plătit 54 de lei. Șaurma la farfurie a fost 26 de lei, iar cea la lipie 22 de lei. Ne vedem data viitoare! Pupi, pa! Mulțumesc de invitație! Da, mulțumesc mult că ai venit! Doi invitați speciali! Doi invitați speciali! Dar tu nu ai fost invitat! Șaurma-i viața mea! Măi!